Criza nu se simte în apartamentele vechi, blocurile comuniste fac concurență serioasă locuințelor noi. Dacă în cazul acestor construcții din urmă dezvoltatorii justifică prețul mai mare prin scumpirea materialelor de construcții, proprietarii de apartamente vechi vin cu un argument imbatabil. Cererea e din ce în ce mai mare. De la an la an, prețurile locuințelor au crescut constant, indiferent că vorbim despre imobile vechi sau noi. Doar anul trecut, în marile orașe, s-au înregistrat scumpiri de 12-15%. Trebuie să menționăm că în România stocul este încă majoritar învechit. Datele INS arată că jumătate din populația orașelor locuiește în imobile mai vechi de 34 de ani. Vechi, dar scumpe. Cred că asta este trendul, să copieze pur și simplu prețul apartamentelor noi. Din păcate, exact așa cum am spus, nu este ceva corect, pentru că ei nu au fost impactați, așa cum ai spus, de prețul pentru materialele de construcție. Cine a cumpărat la începutul anilor 2000 astfel de locuințe a făcut o investiție profitabilă. Am achiziționat apartamentul acesta, aflat în zona 0 a Bucureștiului, în anul 2002, cu un preț de 35.000 de euro. În preajma crizei a fost un preț de 220.000 în anii 2008-2012, ajungând la 90.000. După care a început să crească ușor, ajungă la un palier între 120 și 150 de mii, prețul care se menține și astăzi. În capitală, mai mult de jumătate dintre cumpărători au un buget de până la 80 de mii de euro. Sub acest prag găsești puține locuințe noi, dar oferta de apartamente vechi este încă tentantă. De cele mai multe ori sunt bine compartimentate și mai spațioase, au centrală proprie și o izolație termică foarte bună, instalații sanitare noi, loc de parcare sau chiar și pază. Acestea sunt principalele avantaje atunci când vorbim despre achiziția unui apartament într-un bloc nou. În schimb, apartamentele din blocurile vechi vin la pachet cu o poziționare mult mai bună, facilități în apropiere, precum magazine și școli, dar și cu un preț de achiziție mai mic datorită faptului că pentru acestea nu se plătește TVA. La avantaje, locuințele din blocurile vechi au de partea lor și percepția. Bloc vechi. De ce? Care sunt motivele? Am sentimentul că nu se mai respectă exact procedurile. Cele din blocul vechi. Din blocul vechi. Da. De ce? Nu știu, cele din blocul noi mi se pare că nu sunt, n-au structură ca cele din blocul vechi. Specialiștii din domeniu spun însă că argumentul rezistenței este doar o poveste. E absolut un mit. În primul rând, să ne gândim la tehnologia de construire. Că vorbim de cum se toarnă betonul. O să auziți des că blocul e construit, a fost construit pentru nu știu cine, e construit pe bile. Și astea sunt mituri urbane foarte ușor de demontat. În capitală, prețul mediu pe metru pătrat în cazul apartamentelor din blocurile vechi este de 1563 de euro pe metru pătrat, cu 15% mai scump față de anul trecut. În timp ce în cazul locuințelor noi, metrul pătrat a ajuns la 1745 de euro, cu 20% mai mult față de 2021.